Da, domnule Gheorghe Falcă, vin la dumneavoastră. De unde tot apare din când în când discuția asta, cel puțin pe filiera PSD-ului, pare destul de sigură discuția. Îl retrageți pe domnul Cârstoiu? Eu sper să nu îl retragă cineva pe domnul Cârstoiu, dânsul deja este într-o plină campanie și este important și pentru București să există un astfel de candidat care este proaspăt, vine dintr-un mediu profesional apreciat în București și peste tot și eu cred că politicienii nu ar fi serioși dacă ar face o astfel de retragere. Trebuie să mergi înainte, să comunici cu oamenii. Eu știu că se pregătește programul de guvernare pentru București cu tot ce înseamnă abordarea lucrurilor importante din capitala noastră și drumul trebuie să meargă înainte. Dar de unde apar discuțiile acestea, domnule Falcă, totuși? Pentru că de undeva vii, ele sunt din surse politice, vă spun și știți mai bine decât mine, adică vin dintre colegii noastre din coaliție, din ambele partide. O, mai știți că de la nominalizarea domnului Cârstoiu se tot discută astfel de teme, lucruri care nu ajută coaliția, mai ales că la nivelul Bucureștiului încrederea pentru alianța PSD-PNL depășește 50%. Logic, candidatul, dacă își câștigă electoratul PNL și PSD, este primarul municipiului București. Și aici trebuie să accentuăm relația între politicienii PSD și electoratul PSD, politicienii PNL și electoratul PNL, să justifice mai clar, să prezinte exact proiectele candidatului împreună cu candidații de sector și atunci domnul Cârstoiu va fi câștigător. Da,